Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, este momentul cel mai bun să ne amintim de tradiții. Așa că pentru astăzi v-am pregătit o ediție specială, în care vom avea atât tradiții, cât și colinde și, evident, un om de nota 10. Undeva, la poalele Zarandului, în comuna hunedoreană Băița, am găsit un loc cu oameni minunați și locuri fascinante. Aici, timpul parcă a stat în loc, iar tradiția este la ea acasă, așa cum era și în urmă cu câteva secole. Locurile, obiceiurile și costumele populare au rămas aceleași, doar cei care le poartă sunt alții. Alți oameni, dar cu același suflet mare ca și înaintașii lor. Aici, în comuna hunedoreană Băița, la Hârțăgani, am aflat câteva obiceiuri de iarnă deosebite, dar și oameni minunați. Unul dintre acești oameni este Gheorghe Diniș. Acum câțiva ani, omul a readus la viață atât tradiții aproape uitate, cât și ansamblul folcloric din sat. Ne aflăm în muzeul satului de la Hârțăgani. Cum a luat ființă acest muzeu? Așa este, ne aflăm la Hârțăgani, într-un mic colț de tradiție, care l-am înființat în 2009, cu sprijinul domnului primar Damian Diniș și cu sprijinul sătenilor. Cum v-a venit ideea înființării acestui muzeu? Pentru că noi funcționăm la Hârțăgani cu un ansamblu, Ritmuri Zărândene, care tot în 2009 a preluat această denumire, el preluând obiceiurile satului și ceea ce părinții noștri sau strămoșii noștri au moștenit și au dus pe scenele țării. Vreau să spun că pentru prima dată satul Hârțăgani a pus în scenă cununa grâului. Sub această denumire au și funcționat ca ansamblu, având obiceiul cununa grâului, având șezătoarea satului, având dansuri, soliști și având multe lucruri păstrate de sute de ani, ne-am gândit pentru cei care vor să le doneze pentru acest colț de tradiție să le păstrăm și să le expunem în acest minunat colț, să îi spun așa, într-o cameră la Căminul Cultural. Așa se numește muzeul. Muzeul i-am pus așa, o expoziție etnofolclorică cu nuna grâului. Care este tot timpul acolo. Tot timpul. Și poate fi vizitată de cei care ajung în zonă și vor să vadă puțin din tradiția zonei. Bineînțeles. Ansamblul de la Hârțăgani a luat ființă în urmă cu mai bine de jumătate de secol, doar că atunci purta o altă denumire, cununa grâului. Învățătorul Viorel Demian și soția sa, educatoare Maria Demian, pentru prima dată au pus în scenă acest obicei. De ce? La Hârțăgani
se semăna mult grâu, se făceau clăci. Și ei s-au gândit să pună acest obicei și pe scenă. Atunci au invitat niște oameni care dânșii cunoșteau că se pricep la cântece, la strigături, la seceră, bineînțeles, și au pus în scenă pentru prima dată acest obicei. Când era asta? Prin 1968. Dar este un obicei de când lumea, cred că, în sat. Bineînțeles, domnul învățător îmi spunea că el de mic copil s-a trezit cu acest obicei și chiar a fost printre cei care duceau cununa. Deci unul din băieți la noi, când se termină holda de secerat, duce cununa la gazda acasă. Dar cum se întâmplă? Povestiți-mi un pic cum e obiceiul ăsta. Obiceiul este cam așa. Familia care are mult grâu semănat stabilește pentru o anumită zi claca și invită vecinii, rudele, care pot să vină să-l ajute pentru recoltarea grâului. Și atunci vorbește și cu niște muzicanți care merg acolo la holdă. Ei cântă un cântec. Îmbinarea utilului cu plăcutul. Bineînțeles. Atunci lumea aude că se începe claca la Baj Nicolae, să dau așa un exemplu, și acolo vin secerătoarele, seceră grâu, bărbații vin și fac znopii, bat pari, grâu se așează sub formă de cruce pe pari. Când sunt gata cu seceratul, femeile mai pricepute fac cununa, cânt acolo cântecul cununii și se pleacă cu cântecul specific cununii spre gazdă. Un băiat duce cununa, gazda îi așteaptă acasă cu mâncare, cu băutură, să-i răsplătească pentru munca pe care au depus-o. Se încinge o horă frumoasă până către dimineața acolo, iar cununa este pusă la loc de cinste pe peretele casei. Se mai păstrează astăzi acest obicei la Hărțăgani? Sincer, nu prea, pentru că a apărut tehnica modernă și nu mai... Ansamblul, când a luat ființă? Ansamblul a luat ființă în 1960. Da. Deci cu cei care i-a adunat atunci și au format echipa asta de care au pus în scenă cununa grâului, vreau să vă spun că au fost în jur de vreo 50. La un moment dat au plecat cu vreo două autobuze la o filmare undeva, fiind întrebat dacă au mai rămas oameni în sat. Interesant. Mai este cineva din ansamblul vechi? Este și chiar am, o să vedeți în sceneta care o vom prezenta la așezătoare, că am femei care au participat la obiceiul cununa grâului. Încă din primele, ediții, ca să spun da, așa. Da. Acum 4 ani, ansamblul a fost preluat de către Gheorghe Diniș. Tot pe tema cununii grâului am preluat ansamblul. Deci, lucrând la primăria Băița, a venit o invitație pentru... un festival al pâinii la Bucerdea Vinoasă din județul Alba. Și acolo, atunci, cu domnul primar, ne-am pus de acord să punem și noi în scenă obiceiul, invitând pe cei care au participat la cununa grâului, pentru a pune și noi în scenă acest obicei. Vreau să vă spun că eu, copil fiind, am participat la acel obicei cu domnul învățător, știam, dar totuși am cerut sprijinul lui pentru a putea pune în scenă acest obicei. A fost o perioadă când ansamblul nu s-a mai întâlnit și nu mai... A fost o perioadă, da. A fost. Și din 2009, vreau să spun că am preluat și am fost sprijinit și de dânsul. Și pe lângă obiceiul cununa grâului, eu am încercat și am mai pus în scenă și alte obiceiuri. De exemplu, șezătoarea satului, pețitul în cadrul nunții zărândene și obiceiurile de iarnă. Colindele, am făcut cu toți membrii ansamblului un grup de colinde specifice satului nostru și, după cum știi, suntem renumiți cu obiceiul irozilor datorită îmbrăcămintei crailor, a irodului, a ciobanilor. Am pus și acest obicei în scenă și pe lângă obiceiuri vreau să spun că am format 6 perechi de dansatori prima dată, acum am ajuns chiar la 12 și în prezent, de vreo 2 luni, lucrăm și cu niște copilași până la clasa 4, așa, cu o suită de țari în Moțești. Câți membri are ansamblul? Păi pot să spun că ajungem la vreo 50 de membri și acum.
Și cel mai mic câți ani are? Și cel mai vârstnic? Cel mai mic are 7 ani și cel mai vârstnic cred că vreo 60 și... Și numele ansamblului s-a schimbat în timp. De ce ritmuri zărândene? Cum a ajuns de la cununa grâului la ritmuri zărândene și de ce anume acest titlu? În martie, deci chiar de 8 martie în 2009, ne-am gândit să schimbăm denumirea de cununa grâului, să lăsăm aceasta ca un obicei al ansamblului și făcând parte din zona Zarandului, făcând parte din zona Moților. Au fost mai multe nume, așa ne-am tot gândit și am ajuns de acord cu domnul primar să rămână ritmuri zărândene. Mai erau și alte candidate la titlu? Mai erau, nu mi-aduc aminte acum ce, dar știu că ăsta a fost cel mai bine. Și de când ansamblul a fost pus din nou pe picioare, faima lui s-a dus peste tot prin țară. Și umblați prin toată țara, la festivaluri, la spectacole? Bineînțeles, am fost invitați la zilele comunelor sau depinde ce festivaluri sau anul trecut am fost, de exemplu, la târgul de fete de la Găina. Am fost la Timișoara la Festivalul Inimilor. Am participat la un concurs de dansuri, cântec și joc zărândean de la Criscior, care se afla, nu știu, la a doua sau la a treia ediție, noi am participat la vreo două. Ați câștigat și multe premii pe unde ați umblat. Da, deci la festivalul ăsta de dansuri chiar am luat locul 2 primul an și în al doilea an locul 1. Cel mai drag premiu pe care l-ați luat până acum? Drag inimilor voastre? Pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor, vreau să vă spun că anul trecut am fost la un festival Lerui Ler la Brașov. Am fost foarte mândru de ei, de prestația lor acolo, pentru că au fost multe cete de colindători. Eu am participat cu Irodu și sala a fost încântată, iar când s-au dat premiile, nu mi-a venit să cred că ansamblul de la Hunedoara a primit diploma cu trupa de irozi. O singură diplomă a fost de excelență, care am luat-o noi. Nu e greu să lucrezi cu atâția oameni, sunt caractere diferite, sunt de vârste diferite. Reușiți să-i aduceți pe aceeași lungime de undă? Reușesc să-i stăpânesc. E foarte greu, dar dacă lor le place ceea ce fac și asta discut cu ei permanent, mi-e ușor și mie. De câte ori vă întâlniți? Nu știu, pe săptămână, pe lună sau cum repetați? Deci vreau să mai adaug un lucru aici. Începând de anul trecut, am solicitat domnului primar să vorbim cu un coregraf pentru dansatori. Și chiar am reușit și sunt mândru de domnul Andrei Gabor, care vine o dată pe săptămână și încearcă să... Adică a încercat să corecteze puțin la ceea ce am avut noi și să și aducă ei lucruri noi pentru ansamblu. Și a reușit cu ei să pună în scenă o învârtită de pe Valea Mureșului și lucrează acum la o jiană. Tot ceea ce învățați și ce puneți în scenă sunt obiceiuri pe care le-ați preluat de la părinți, le-ați cules din sat, practic. Așa este. Deci chiar și primul dans care l-am pus în scenă, ne-am rugat de doamna educatoare Maria Demian și a venit și a adus aminte și am reușit de l-am închegat și l-am pus în scenă. Mai sunt bătrâni în sat care își mai aduc aminte? Mai sunt și chiar încă este și trăiește gazda care a fost la cununa grâului. Doamna Tripon Ana a fost gazda cununii grâului și Hogman Traian, care încă trăiesc. Cred că Hogman are la 90 și ceva de ani. De ce să păstrăm tradițiile? Păi le păstrăm pentru că, eu zic, ne-am născut cu ele, sunt frumoase și e păcat să se piardă. Și chiar mă bucur că și copiii cei mici vin cu drag și le place. Le place să îmbrace costumul popular. Pentru că asta ne reprezintă pe noi ca români, ca... E ceva frumos. Iar unul dintre obiceiurile frumoase din satul Hărțăgani este șezătoarea. Să vorbim puțin despre șezătoare, să-mi povestiți puțin despre acest obicei al șezătoare și mai încolo vom vedea și o secvență dintr-o șezătoare.
Deci la noi la Hărțăgani șezătorile se fac cam începând cu postul de Crăciun, când oamenii își termină cu treburile pe afară și intră, cum e vorba, în casă la căldură. De ce șezători sau cine fac șezătorile? Șezătorile le fac oamenii mai înstăriți și care au mai mult de lucru. Și la șezători sunt invitați vecini sau rude. Ei se întâlnesc seara, unde continuă cu lucru, să zic așa. Femeile torc lână, țes în război, bărbații sfarmă cucuruz, deci porumb, da. Așa se spunea. Lucrează lucru de mână, fetele coase cămăși, de exemplu, cămăși pe care ele le poartă în zilele de sărbători, la biserică sau la anumite festivități. Este o muncă benevolă, frumoasă, pentru că aici se întâlnesc, discută, îi chiar și, putem spune așa, un buletin de știri, pentru că la șezători se aud multe lucruri care se întâmplă prin sat. Aici cântă, spun ghicitori, gazda îi servește cu plăcinte, cu țuică. Chiar fiind șezătorile în preajma postului de Crăciun, aici se fac și repetiții la colinde. Doar iarna se țin șezătorile sau... Deci da, se începe din postul Crăciunului și se continuă după sărbătorile de iarnă până în primăvară. Am înțeles. Dragii mei, acum vă invit să vedem o secvență dintr-o șezătoare de la Hărțăgani. Când îi bage șezătoare, la 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 la, nu sta la ușă în picioare, la 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 la, uită că e casă de-a rândul, la 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 la, și te așează un țigându-l, la 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 la. Aici casa-i de nuiele, la 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 la, și fetile stânărele, la 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 la, dincolo-i casa de bâne, la 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 la, și fetile-s mai bătrâne, la 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 la. Desângându-n altă parte, la 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 la, că sunt multe șezători, la 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 la, cu fete și cu feciori, la 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 la, că sunt multe șezători, la 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 la, cu fete și cu feciori, la 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 la. No, bine mai oameni, vinireți la mine la șezătoare, dar pe... Ce să mai aud în sat? Merg colindator anul ăsta. Merg cu Irodul, cu lumea, cu Steluța, cu vietăche. N-ai bine atunci. Și cu lumea sunt, că anul trecut nu ne-au venit nici un rând ilumaș. Sunt, sigur că sunt, atâția copii până-i lumea. Numai să avem ce le da. Dar pe cu Irodul oarecare merg? Merg, Alihon, Alicareja, Alidiniș, merg destui, numai... Colaci să avem și cârnați și nuci și mere de tăche să avem. Și placinche. Și placinche și. Dar pe măi Costi, tu ce faci? Te duci la moară că eu n-am farine să fac placinche la colindatori și trebuie să le fac colaci și să le dăm. Mă duc măi vecine, mă duc cu carul, adică cu sania, cu boi. Dacă vei, da, trebuie să vii cu mine că eu singur nu pot să dau saci de sanie jos. Vin, măi vecine, vin, că-s mai bătrân eu, dar te-a ajut o țâră. Bine, așa, mai bătrânește. No. Și-a pe cu sania ne-i la moară. Pe cu sania, că să nu pierba vecina din sanie. Ba, că... de mine să ai de grijă, să nu se ți lavească cu pasarbator. Păi nu. Dar pe măi, nană Mariții, m-au zis că ai fost la cea lui Avon când șazătoare și le-ai spus o poveste tare faină. Nu le-o spui și la oamenii ăștia? Ba, le-o spun. Bată-te, pustia fus, că am uitat unde te-am pus. Dar de furcă nu mi-e frică, că am băgat-o în poiețică și am legat-o la ușoară ca să nu mai iasă afară. Uite ușa pe miță și aia sacul cu călță. Lua sacul de aici, că-i dau foc pe legea mea. Cu femeia beutoare, nu o să vezi pânza la soare, că o beați până ce-i fuioare.
Băi, bărbate, fii cu minte, ia câinii pantâri și-o vinde. De urâtul câinii pii, luai larg uliță și pusai furca pe bute și mă luai la beute. Și beui până în seară, mă dusai în sus, pe scară. Mă dusai pe la vecine, furca, fusul după mine. Bată-vă, pustia, bată, eu de-astea nu scapată. Băi, nana Mariții, până unde te duci cu ea? Torce că se... Torce acolo că strâmbă zestre la fete, până Mariții. Las că am zestre atât acolo, mai fac eu până atunci. Auzi, tu le spusești povestea ali o nevastă beotoare. Stai că vă spune ali una puturoasă care a pus războiul vara. Vara la umbră, nu iarna. Da, nu eu, că eu l-am pus iarna. Da, de acum. Mai sunt și alții. Sunt și alții, numai tu. Ci că pusei războia după casă, la umbra nucligheasă, cât s-ar trece tăsă țăsă. Dar parcă a făcut calcatură că nici una nu țăsură. Dar vine o fată mare să știi că nu cu vână țăsătoare. Că fură lungi unzele, încălcii firele, a avut picioare, scurte picioarele, n-a ajuns la iepe. Bată ce făcut război, măi feci, ăsta nu-i voi. Nu. Asta din noi este bătrânie, că știm rândul la război mai bine. Așa e, Lina. Așa e, așa e. Tăpa noi rămâne. Dar pe măi oameni, anul trecut de Crăciun, când am fost la șezătoare, clon sus la pilotul, am colindat noi o colindă tare faină. Oare o mai țineți minte? Da, da. Oare nu mai colindăm și acum? Care colindă? Sus la poarta raiului. Mai știi tu, Costi? O știm, o știm. Păi cum să nu, dar nu am colindat-o. No, hai să vedem. Sus la poarta raiului, sus la poarta raiului, șade Maica Domnului, șade Maica Domnului, cum bahar galben în mână, cum bahar galben în mână, tot închină și suspină, tot închină și suspină. Vin un înger și-o întreabă, vin un înger și-o întreabă, de ce plângi tu, maică dragă, de ce plângi tu, maică dragă? Ia auzi cum să nu plâng, ia auzi cum să nu plâng. Câți oameni sunt pe pământ, câți oameni sunt pe pământ, toți se duc la făgădău, toți se duc la făgădău. Suduie pe Dumnezeu, suduie pe Dumnezeu. Nu-i frică că-i trăznește, nu-i frică că-i trăznește, și-l pe toți îi risipește, și-l pe toți îi risipește. No, fain, mă, fain, se vede că n-ați uitat-o de anul trecut. No, pe mai vete. Noi am făcut placinchi, ia și dă-le la oamenii ăștia care vinire șezătoare. Și tu, Costi, du-te și dă-le vinars, că fusești tăp în pemiță și trasești la vinars. Abi, cum stai că trasești cu curcubăt aceea, că te-am atinui cu ea? Abi, cred că și mai beuși. Mai băgai și pe aceea, că nu mi-arsă cum trebuie. Curcubăta aia a fost parte la un capăt. Mai vede, vreau și mai placinchi. Da, tu ceri. Și de unde ai vinarsul, măi, Costi? Din butoi de la Lina. În ce butoi l-ai ținut? Să știu dacă beau. Din fragar. Hai să le buzi la ăștia la. Să fii sănătos! Doamne ajută! Băi, muier, voi vezi vina? De unde să vezi dacă nu ne dai? Bine, eu mă întreb. Da. Nu trebuie să mă duc în spate acasă. Îți bune placințile! Bune, mă duc! Hai să trăiți, bune, bune! Să fie sănătos cine le-a făcut? Da, mi-am făcut cu curcubăt! Bine, bine, voi bei! Dar bine, măi, Ioane, mâine oare ce lucruri? Mă, ce pe acasă, măi? Măi, eu aș vrea să duc o sanie de gunoi. Nu vii și tu să mă ajut?
Vine și am văzut pe Nicolae. Oare vine și el? Vine, cum să nu vină? Vin și eu să ajut. Vii, Coste, și tu. Da, mai nu prea târziu, că mă duc la baie. No, foarte bine, dar... E sară, schimbul 3. Dacă voi ziceți că veniți mâine la gunoi, eu zic să camem ca ta casă. Că până ajungem, ia că e noapte. A, pică lungă valea aceea șuiului. Lungă, dară. Păi ia că mem. Haideți. Zor de ziua să ne varsă, vremea ar fi de mers acasă. Zor de ziua să ne varsă, vremea ar fi de mers acasă. Vremea o fac și mai e mult, măi, mi-o plăcut ca-n petrecut, măi. Vremea o fac și mai e mult, măi, mi-o de obiceiuri de iarnă avem la Hărțăgani? Deci la Hărțăgani sunt frumoase obiceiurile de iarnă. Și să încep cu cei mici. La noi copiii merg cu steaua, merg cu lumea și cu viflaimul. Iar feciorii mai mari merg cu irodul. De când se începe mersul cu colinda? Deci mersul cu colinda se începe din ajunul Crăciunului. Cei mici continuă până în seara de, prin în ziua de Crăciun, seara, iar irozii merg și a doua zi. Deci irozii merg două zile? Două zile, da. Povestiți-mi puțin despre obiceiul acesta cu irozii. Deci irozii, vreau să vă spun că sceneta lor este sub forma unei piese de teatru. Este formată din 8 membri. Cătana, irodul, doi ciobani și trei crai și popa. Fiecare are echipamentul lor specific. Irodul și cătana sunt îmbrăcați în pantaloni roșii și cămașă roșie de mătase, cu cămășile sunt ornamentate cu diferite figuri. În cap poartă caștet. Irodul, un caștet sub forma unui cocoș. Care sunt, și astea sunt făcute... Și caștetele sunt făcute cu hârtie creponată, globuri, figuri, depinde fiecare după... Bărbațiile făceau Bărbațiile făceau, da. Ei se pregătesc în timpul postului de Crăciun până la... când începe colindatul, să fie terminate. Ciobanii sunt îmbrăcați cu bundă, făcute din piele de oaie, în cap poartă căciuli și bâtă de cioban. Iar craii sunt îmbrăcați în albastru, verde și galben. Toți poartă în mână săbii, pentru că ei au și o colindă, orice nebunie, care se colindă, cum spunem noi la Hărțăgani, bătută și cu săbiile. Este foarte frumoasă și mai deosebită față din alte zone unde se mai păstrează acest obicei irozii. Și ei merg din casă în casă și... Ei merg din casă în casă cu... Acum mai nou merg cu muzică. Și de mult mergeau tot așa cu ceteraș, cum îi spuneau. Și cătana intră în casă și își cere voie ca gazda să-i primească cu colindatul. Asta vreau să vă întreb, ziceați că acum merg cu muzicanți. Care este diferența? Ce s-a schimbat în timp din ceea ce fac ei, cum se îmbracă ei? Nu s-a schimbat, deci tot așa s-au îmbrăcat și atunci, tot așa se îmbracă și acum, păstrează obiceiul. Deci s-a păstrat 100%. Da. Numai să zicem că s-a schimbat în sensul că atunci mergeau cu fluier sau cu vioară și acum
merg cu altfel de instrumente. Am înțeles. Dar e același obicei. Haideți să-i vedem și pe irozi. Bună seara, Reașu! Bună seara! Pentru această îndrăznit și cu craiul am venit, am venit la dumneavoastră, suferi făceața noastră, ca să facă o venire, despre a lui era o venire. Ne rugăm ca să se lase, de va fi voința în casă. Slasa! Slavă, slavă! Irod îndrăznește! Bună seara, de ajuns! Irod întrupostește! Împreună cu Ozia! Ia mergi, grămică slugă de vizi! Cine vă strigă așa bărbătește? Și la ușa așa lovește? Cine ești? De unde ești? Ce la ușa așa lovești? Ne rugăm! Cerem intrare! Că avem o cerere mare! Ia mai puțin răgăz! Să dorește la împărat! Să nu se întâmple vreun acaz! Cu așa mare grăbire! Din Nazaret în drumare, un crai mi se pare, cere audință, n-altă slozință. Vino bun frate, lasă jos din spate, lasă jos mi te odinește, puține mi te încălzește. Fiilor, voi de unde veniți? Voi pe cine căutați? Despre cine și ce întrebați? Noi, împărate, am venit tocmai de la răsării. Am venit să cercetăm și vine să cuvântăm ca să știm cu adevărat despre un tânăr împărat ca unuia să ne închinăm frumoase daruri să-i dăm. Mirmă, și ce-ai cuvântat? Despre cine și ce împărat? Ce împărat poate să fie? Să-mi ia mea împărăție. Asta nu poate să fie. Fără de numai viclenie. Eu sunt un împărat tare, pe cât cuprinde o lume mare. Se-mi frigoșează tare. Tremură de groază mare! Al cezarului poruncă, ne-ai sui la cale lungă. Noi din Nazaret am pornit și până aici am călătorit. Aici văzând că e o mulțime, mai toți oamenii din lume au cuprins casele toate, chiar șuri, grajduri și păiate. Și așa sunt ele de pline, încă nu mai are loc nimeni. Iar noi, ca niște crai, ne rugăm, umiliți și ne aplecăm, să ne dai, împărate, să lași, să nu înghețăm de frig aici la tine în oraș. Ce? Eu să vă dau vouă să lași, aici, la mine în oraș. Eu pe voi nu vă dumbrez, chiar și pietrele de frig pleznesc, de frig și ger, și acum periți, și dinaintea mea fugiți. Ce îndrăzneală orbească, mă mir, cum pot să îndrăznească, tocmai la al meu palat. Să-mi ceară străinul pat. Ceară, mie nu-mi pasă. Spune-le de ei să iasă. Crailor, ieșiți afară. Dintre ale erau palat. Le vrând să vă dea să lași. În funcție de cerințele gazdei, irozii joacă mai multe acte din această scenetă. Astfel, dacă gazda vrea să îi chinuie pe irozi, îi pune să susțină cât mai multe părți din scenetă și să cânte cât mai multe colinde. Asta în timp ce tinerii irozi abia așteaptă să își termine treaba, să bea câte un păhărel de țuică și să le joace pe fetele gazdei. Ore ce nebunie și ce tiranie, unii lovi
Ardean, Craiul cel tiran, unii rovicleani, Craiul cel tiran, oastea și-o trimite, pruncii de ucide, de loiani jos, crezând că-i Hristos, de doi ani jos, crezând că-i Hristos. Intră prin odaie, toți pruncii să-i taie, ne leagă-n găsit, din brațe răpit, ne leagă-n găsit, din brațe răpiți. Orice neagră-i noaptea și ce crudă-i moartea, sângele curgea, cavalea mergea, sângele curgea, cavalea mergea. Maicilor nu uită la prunci cum îi junghe, ele văd că mor copilașilor, ele văd că mor copilașilor. Maicilor nu plânge, pieptul nu vi-l frânge, spruncii n-or murit și s-or preamărit, pruncii n-or murit și s-or preamărit. Și-a lor sufletele s-or preface stele, lumine frumos calea lui Hristos, lumine frumos calea lui Hristos. Dacă vreți să vedeți aceste obiceiuri frumoase de sărbători, faceți o plimbare până la Hărțăgani. Cel puțin trei cete de irozi s-au pregătit să colinde în acest an în sat, deci nu aveți cum să îi ratați. Asta a fost tot pentru astăzi, dar vă aștept și săptămâna viitoare cu o altă ediție specială de sărbători. Până atunci, toate cele bune și Crăciun fericit! V-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.